Ia-ți doza de sănătate acum pe București FM. Bine te-am găsit, diverticuloza este definită prin apariția unor dilatații sub forma unor formațiuni la nivelul tubului digestiv, ca urmare a hernierii mucoasei prin grosimea peretelui. Diverticulii se formează în afara peretelui colonic, acolo unde acesta are un tonus muscular mai scăzut. Localizarea cea mai frecventă este reprezentată de intestinul gros, fiind mai comună la nivelul colonului stâng. Prezența mai multor diverticuli este denumită diverticuloză sau boala diverticulară. Despre această afecțiune vorbim azi cu Bogdan Popescu, medic primar, chirurgie generală. Domnule doctor, bine ați revenit la Doza de Sănătate. Bine v-am regăsit. Cum apare diverticuloza colonică și ce simptome prezintă aceasta? Diverticuloza colonică este o boală congenitală sau de cele mai multe ori dobândită. Pe parcursul vieții, incidența crește odată cu vârsta. O teorie spune că dieta săracă în fibre duce la apariția diverticulozei. Putem însă enumera și alți factori de risc, ce includ obezitatea, consumul de mâncăruri grase sau carne roșie, fumatul și consumul de medicamente antiinflamatorii. Ca și simptome, pacienții acuză de cele mai multe ori balonări prosprandiale, crampe abdominale, constipație sau chiar și diaree. Cum este diagnosticată diverticuloza colonică? Diagnosticul va începe întotdeauna cu anamneza pacientului și examenul clinic al acestuia, incluzând de cele mai multe ori și o examinare proctologică. Examenele paraclinicele cele mai fidele pentru diagnosticul diverticulozei sunt colonoscopia, irigografia, examinarea CT abdominopelvină cu substanță de contrast, câteodată folosindu-se reconstrucția 3D a colonului, aceasta numindu-se și colonoscopie virtuală, și analizele serologice ce pot arăta o anemie sau chiar semne de inflamație. Ca orice afecțiune, și diverticuloza colonică prezintă unele complicații. Care sunt acestea? Cea mai frecventă complicație o reprezintă diverticulita colonică, inflamația și infecția acestor diverticuli, sau hemoragia digestivă inferioară, ce reprezintă sângerarea de la nivelul diverticulilor colonice. Aceasta are la rândul ei și alte complicații: perforația cu peritonită generalizată sau absces, sau dezvoltarea în timp, după mai multe episoade de diverticulită, a stenozei colonice, adică îngustarea dimensiunilor colonului. Domnule doctor, tratamentul este diferențiat în funcție de gravitatea acestei afecțiuni. Când este nevoie de intervenție chirurgicală? Tratamentul diverticulozei colonice este preventiv, evitând factorii de risc și având o dietă bogată în fibre, pentru a asigura un tranzit intestinal zilnic. Intervenția chirurgicală este rezervată complicațiilor diverticulozei și a diverticulitelor, când de multe ori se vor face rezecții intestinale ale zonelor afectate. Diverticuloza colonică este o afecțiune ce poate fi prevenită. De ce anume ar trebui să țină cont pacienții pentru a evita dezvoltarea acestei boli? După cum spuneam, evitând factorii de risc enumerați la început și având o dietă echilibrată, bogată în fibre, va duce la prevenția diverticulozei colonice și a complicațiilor acesteia. Domnule doctor Bogdan Popescu, vă mulțumim și de această dată pentru prezența dumneavoastră la Doza de Sănătate. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Atât pentru azi, Marga Tudor sunt. Nu uita, Doza de Sănătate o găsești pe canalul de YouTube București FM sau pe bucureștefm.ro. Numai bine pe data viitoare! Până mâine la aceeași oră, ascultă Sănătos!